Bună, sunt Nicole Ciobi și urmăriți noua mea piesă Ceasul la UTV. Suntem cu frumoasa Nicole Cireșica. Ce fai, măi? Nimeni ce faci? Bine, am venit și o să te văd aici. Vai, vai, aici, vezi, așa îmi plac oamenii. Ce se întâmplă astăzi? Este prima mea lansare publică, prima lansare de care am eu parte de când m-am lansat în acești 5 ani și mă bucur foarte tare, extraordinar de tare, că pot să împărtășesc noul single cu fanii mei, cu persoanele publice care mă iubesc, cu oamenii care mi-au fost alături de la început, familia mea, e frumos tare. Da, îți mai amintești tu acum 5 ani, cum era aia micuța? Codițele alea, făcute de mătușa mea. Să știi că, dacă îmi zici Nicole Cheri, prima amintire aia e cu codițele, memory. Și tu astăzi seară lansezi o nouă piesă, videoclip? Da, videoclip, tot acum. Despre ce e vorba? Păi e o piesă pe care am compus-o din octombrie 2017 și am pregătit-o împreună cu Harvard. Aceasta este o piesă compusă de mine, alături de băieți, cu care eu lucrez extraordinar de bine. Familia lui Smiley mă primește de fiecare dată cu brațele deschise și am foarte multă inspirație atunci când lucrez cu ei. Ceasul are o dumă interesantă. Are un videoclip realizat de Alex Șaușu, pe care eu îl iubesc din suflet și m-a filmat încă de la prima melodie. Dim 5 lucruri pe care nu le știu despre tine, haide! Nu suport oamenii falși, nu suport deloc oamenii falși, nu pot. Iubesc oamenii care au simțul umorului, îi ador. Și eu am simțul umorului, se mâncă tata. Știi, mai larg. Mai să știi că mie mi se pare că a trecut destul de repede timpul. Ca și cum ieri ar fi avut codițe. Și mie îmi zice lumea că parcă ieri aș fi avut codițe. Deci o să rămână oricum, o să fie bântuită de codițele la toată viața. Hai, zi-ne un gând bun despre Nicole. Ce-i urăm noi? Îți urez tot succesul din lume pentru că tu îl meriți. Am dat peste o prezență deosebită aici. Am venit să-mi susțin prietena. Pe mine, nu? De amândouă, că amândouă sunteți prietenele mele. Mult succes cu noua piesă, cu noul videoclip. Sperăm să aibă succes. Da. Și... Doamne ajută să aibă mulți ani frumoși de acum înainte în muzică. Îi doresc tot ce își dorește ea. În primul rând să fie fericită cu muzica ei și să ne transmită în continuare așa energie bună cum ne-a transmis și până acum. Să zic că... Să muncească cum am muncit până acum, că uite rezultatele. Pregătești ceva? Pregătesc un EP, se cheamă Scurt Circuit, n-am mai zis asta, uite. Scurt Circuit, pentru că fiind EP, e scurt. E un om cu care lucrez mișto în studio, pentru că se implică în procesul de creație, e foarte tare, știi? Nu stă, haide, dăm ceva să cânt, e tare, se implică acolo, zice asta îmi place, asta nu îmi place, e tare. Și cântă de moare lumea. Ce părere ai despre ăștia 5 ani de carieră frumoși? Mi se pare cea mai tare evoluție muzicală din România pe care am văzut-o. A evoluat frumos, a maturizat frumos muzical, cât și ca fată, pentru că o cunosc de când, ne știm de când suntem mici, suntem prieteni de, mi se pare, de când și-a început cariera și eu la fel. Ce zic, îi urez încă, nu doar 5, înmulțit cu mulți ani de carieră la fel de frumoasă, cu mult succes și hituri. Toate gândurile bune, ți închipui că toată lumea din industrie are gânduri numai bune despre ea, pentru că este cea mai mică din industrie și cea mai cocoloșită și cea mai drăguță. Te iubesc!